Paris, sfârșitul secolului trecut. În biroul domnului director Fichet este liniște. Rămas singur, ușierul s-a tolănit în fotoliul directorial. A citit cât a citit ziarul, apoi s-a acoperit cu el și a adormit. Ciudat, nu e nimeni? Mi s-a părut că a zis cineva intră. Și eu am intrat. Ia stai, nu cumva... Domnule, ce te-a apucat, domnule? M-ai speriat. Speriat? De ce? Eu credeam că nu e nimeni. Cum? Dumneata, intre aici când nu-i nimeni? Nu, domn, dar numai după ce... Aoleu, cum ai speriat. Numai după ce am auzit eu intră... Care m-a zis că ai auzit intră, deci era cineva aici, nu? Da, dar numai după ce am auzit... Bine, bine, vezi tu. Aoleu, dar știi cum ai speriat, nu? Vai, cum ai speriat. Ce vrei? Eu am venit... Să vorbesc cu domnul Fichet. Da. Aș vrea să-l văd pe domnul Fichet. Chiar pe dumnealui? Da, dacă e posibil, știți, pentru că... Da, nu e aici. Păi nu vezi? Dacă ar fi aici, am mai stat de vorbă în cabinetul lui? Da. Aici e cabinetul dumnealui? Nu știai? Nu. Da, are să se întoarcă. Cine? Domnul Fichet. Păi vezi bine că are să se întoarcă. Da. Afară numai dacă nu vrea să se întoarcă. Ce, eu sunt în pielea lui, ca să știu? Îmi pui și dumneata niște întrebări. Nu, nu vă supărați, că eu n-am vrut ca să vă... Vă rog, nu vă mai lăsați. Că... Dar e om bun. Cine? Directorul. Un măgar. Și mă rog, ce vrei dumneata cu domnul director? Eu venisem să-l rog pentru o slujbă. Zău! Da, greu, ai? Greu? Da. Imposibil! Vezi, dumneata, sunt aici de 8 ani de zile și într-una repet, domnul director, i-am și mie un ajutor. Adică să vă dea un ajutor? Da, să-mi dea și mie un ajutor. Da. Ți-ai găsit? Da, nimic. Da, este și de rog, după cum văd, o duci cam greu, mi se pare. Hainele astea ponosite, așa cum arăci. Da, greu de tot. Cu atât mai greu cu cât altă dată. Aveam și eu o situație mai bună. Nu vă uitați așa, nu vă uitați așa la mine, că așa cum mă vedeți, mi-am făcut toate studiile, mi-am trecut examenele toate. Eu am fost la... Te cred. Da. Ia loc. Da, mulțumesc. Vă mulțumesc. Știți? Ia loc. Da, mulțumesc că eu am... Da, ia loc! Nu mai dați, că mă spie... Vai, cum... Înainte de a veni dumneata, stăteam acolo pe fotoliul directorului și mă plictiseam. Aveam, cum se zice, splin. Da. Ai? Adică niște idei negre asupra serviciului și poziției mele. Da. Dar de când te-am văzut pe dumneata, m-am gândit că eu cu o poziție ca mea, adică cu 175 de franci pe lună, casă, masă, încălzit, nu aș avea tocmai dreptul să mă plâng. Ha? Ce zici? 175 de franci? Afară de bacșișul și gratificație. Ce zici? Eu, domnule, m-aș mulțumi să am atâta cât mi-ar ajunge să mă țin de azi pe mâine. Vedeți, eu, ce mai, așa de mult am suferit eu. Acum văd că dumneata
Te-ai mai liniștit văzându-mă pe mine așa. Dar eu ce pot face eu? Păi, știu eu. Afară dacă... Afară dacă ce? Dacă... Uite, domnule, v-aș ruga, dacă s-ar putea, să mă ajutați cu protecția asta mare a dumitale și cu... Să pot să capăt și eu un loc șor aici. Un loc ai? Da. Imposibil. Ce voi? Cu toate că au venit foarte mulți solicitatori cu recomandații foarte bune. Recomandații necesare? Ba, bine că nu. Orice recomandații necesare. Da. Păi cel mai din tâi lucru care te întreabă domnul director este dacă ai recomandații și de la cine e. Da. Bine, da. Eu pariez că n-ai. Da, sigur. Ce recomandații? Am. Ia de mine să văd și eu. Da. Stați. Emilia, vă da. Este că... Dar mi-a dat-o și... Unde Dumnezeu am... Da. Ia uite că acum am lansat. Știți, m-ați speriat adineaori și... M-am cam... poftim. Da. De la cine e? De la contesa Mimo. Femeie influentă, e? Da, cam afluentă. Da. Și ce scrie? Nu știu. Dar parfumată mai e. Nu, prea parfumată. Și trebuie să știi că domnului director nu-i plac deloc scrisorile parfumate. Cine o plăteai? Ce-i forfoteala? Ce sunt dușile astea, frate? Directorul? Dar e așa de plăcut. Da. Cum să face că e lume în cabinetul meu? Domnule director, domnul insistă să vorbească cu domnul director și pentru că domnul director nu era aici, i-am spus dumnealui că domnul director nu e aici. Stai singură! Da. Nu ți-am spus că nu vreau să văd lume în cabinetul meu? Bine, domnule director, dar domnul a insistat, eu ce zic? Taci! Da, am tăiat. Altfel, totdeauna găsești numai scuze idiote. Ești afară! Nu, dumneata, rămâi, deoarece vrei să-mi vorbești. Da, eu rămân, da. Eu rămân, deoarece trebuie să vă vorbesc, sigur. Eu am venit. Da, bine, văd că ai venit. Da, eu am venit, scrisoarea, a plecat cu scrisoarea, mi-a luat, ce vrei? Dați-mi voi, eu mi-a scrisoarea, a plecat cu... Eu am venit. Da bine, văd, ai venit. Păi da, tocmai că mă vedeți că am venit. Eu am venit ca să... Ca să ce? Nu, să vedeți. Eu am... Vorbește, te ascult. Da, tocmai asta vreau ca să vă vorbesc, ca să mă... A scris. A plecat ca cu scris. Știți, tocmai când el i-am lui... Vorbește, domnule, odată, ce dracu, nu te mai bâlbâie. Eu mă bâlbâi, domnule, eu vreau să vă spun, am venit ca să dumneavoastră să vă... S-a spus cu scrisoarea, a plecat. Să vă un loc! Vrei să știi dacă am un loc vacant și dacă pot să ți-l dau? Da. Așa vorbește, domnule. La dracu, de mult nu mai veni să nimeni să-mi ceară un loc. Dă-mi recomandația, Dumitale. Recomand... Păi, domnule, eu, să vedeți, am... știți, am venit. Da, ai venit. Vedeți că am venit. Da. Eu am... Am avut el, când a spus că... Că nu... Aici... Și nu e aici. Ce nu e aici? E aici, a mea. Dar nu e a mea. Adică am avut și n-am. Adică nu. Uite așa și nu e așa. Ce nu e așa? Nu este așa, dar eu am... Când am... Eu am avut și... Uite că e și nu e. Ce nu e? E și nu e. Eu i-am dat lui și dumneavoastră ați... Recomandația dumitare. Da, păi tocmai asta, dați-mi voie să vă explic. Fără nicio explicație, dar recomandați. Păi tocmai asta vreau ca să vă spun că, uite, acum și nu e acum. Ce e acum și nu e acum? A mea.
El a avut... Ai sau n-ai recomandații? N-am. N-ai? Dar i-am dat... S-a dus parfumată. Asta nu, nu parfumată. Eu, dați-mi voi, am venit ca să... Ca să ce? Ca să ce? Nu ca să ce, deci ca să ce. Am adus și s-a... Nu cumva n-ai recomandații? Nu, n-am. N-ai? Am, cum să n-am. Ai sau n-ai? Am, dar n-am. N-ai? Am, n-am. N-ai recomandații? N-am. Dar stai jos, domnule, și ascultă-mă. Da, mulțumesc. Da, și nu să fie frică, da. Uite, eu sunt de 15 ani director aici. Da. Ei bine, n-a fost an. Da. Ce n-a fost an? N-a fost lună, n-a fost săptămână. N-a fost zi de la Dumnezeu să nu fiu asaltat de fel de fel de recomandații care veneau de la prietenii mei. Da. E, înțelegi, dumneata? Primim pe unul, ne mulțumeam pe celălalt, așa că m-am hotărât să nu primesc pe nimeni care îmi va fi recomandat. Adevărat, domnule director? Eu, și cu toate astea am o mulțime de locuri vacante. Dumneata, domnule, ești om inteligent? Domnule director? Ești inteligent, domnule. Domnule director? Felul dumitale, așa cum te-ai prezentat, arată că ai spirit de inițiativă. Domnule director, dumneavoastră sunteți prea bun, nu, domnule director. Nu, nu sunt nici bun, nici rău. Cunosc lumea și atâta tot. Domnule director? Ia, te rog să-mi spui sincer, da. Ce ai observat, dumneata, când ai intrat aici? Unde? Aici? Da. Aici, domnule director, eu aici, să vedeți, uite că e că... Da? Când a, doamne, domnule director... Da, nu, nu te jenă. Nu mă jenă, dar știți, când am... aici... Te jenezi, da. Ei, să spun eu, domnule, da. Aici serviciul se face alandara. Funcționarii nu-și mai văd de treburile lor la birou. Dar se schimbe totul aici, tot. Domnule director. Dumneata însă îmi place. Domnule director. Da, și dacă locul îți convine, ți-l dau. Domnule director. Ți-l dau, domnule, la dracu, i-am zis eu. Domnule director. Nu să vă găsi sub firmamentul ăsta niciun om care să aibă puțin fler și să zic așa, vă duc la domnul director. Domnul director e un om bun și dacă va avea vreun loc, mi-l dă și fără recomandație. Ei bine, domnule, dumneata ești omul acela. Ei bine, domnule director, eu sunt omul acela. Ia să-mi spui sincer, cine ți-a dat ideea să vii aici? Aici? Da. Nimeni, domnule director. Da. Cine te-a sfătuit? Nimeni, domnule director. La dracu, mi-am zis eu, mă duc la domnul director. Domnul director e om bun. Dacă domnul director o să aibă un loc, o să mi-l dea și fără să fie nevoie de recomandație. Bravo, domnule, îmi place. Domnule, am venit să dau domnului plicu. Ce? Da. Să dai ce? Ce să dai? Păi cum să dau ce? Păi ce ai de dat? Ce ai de dat? Și apoi, îmi dați voi, domnule director, da, mai o mică observație. Și apoi ce ai de dat? Dacă intri așa aici, ai un muci dat de a intra aici fără să pas la ușă. Îmi dați voi, domnule director, mai o mică observație. Da, am bătut, domnule. Ai bătut, dar ai auzit zic când intre casă. Îmi dați voi, numai o mică observație, domnule director. Ai bătut, dar ai auzit zic când intre casă. Îmi dați voi, domnule director, numai o mică observație. Da, lasă, mă, domnule, în pace. Poftim, domnule director, scrisoarea asta, ia dumnealui. Ce scrisoare asta? Ce scrisoare în halul ăsta? Ia vezi și dumneata în ce hal de scrisoare asta, parfumată cu miros. Da, domnule, cum dați voi, nu. Deci cu asta numești dumneata scrisoare, domnule? Păi asta este o travă, domnule director, nu dați voi. Da, mă rog. Dar ce e vina mea, e vina dumitare. Cum vina mea, domnule? Găsesc, domnule director, dați-mi voi, o mică observație. Da, da. Găsesc scrisoarea asta pe scară și o dau dumnealui, crezând că va fi om inteligent, s-o rupă și s-o arunce la coș. Și dumneata vie așa și-o vâri nasul domnului director. Îmi dați voi, domnule, numai o mică observație. Ce vrea să zic asta, domnule? Și la urma urmei să zic că toate au să se schimbe aici. Domnule director, numai o mică observație. Domnule director, e nebună să... Ați auzit? Pe dumneata te rog să fii cuvincios cu domnul. Domnule director, ăsta e un botos și jumătate. Și îmi dați voi numai o mică observație. Da, mă rog. Așa. Dumnealui e de azi încolo șeful personalului. Da. Și sunt convins, domnule, da. Domnule, cum te cheamă? Mim. Domnule Mim, da. Energia dumitale îmi place cu desăvârșire. Domnule director, o să fiți foarte mulțumit de mine, domnule director. Da. Și să știți că și dumneata, ești afară. Și domnule director, ce vreți? Ești, nu. Îmi dați voi numai o mică observație. Bravo. Ești afară. Îmi dați voi numai o mică observație. Ești afară.